Liviu Dragnea și camarila lui mi-au mâncat 3 ani și jumătate din viață. Am investit atâta energie psihică în bătălia cu ei din mai multe motive, cel mai puternic fiind încercarea acestui scelerat de a scoate Europa din România. M-am și implicat afectiv, ceea ce nu fac de obicei, și asta din pricina sutelor de mii de români care au ieșit în stradă împotriva Ordonanței 13 în februarie 2017. Ei mi-au dat îndârjirea de a lupta până la capăt cu banda Dragnea, un capăt care putea fi oriunde. Ei au mai luminat pentru o clipă imaginea tristă din capul meu a acestui popor. În 2017, OUG-13 a fost opera guvernului. N-a trecut prin Parlament. Acum, regretând că n-a făcut-o atunci, Senatul acestei țări a aprobat Ordonanța 13 cu o diferență de 50.000 de lei față de pragul de 200.000 de lei pentru abuzul în serviciu, care îl scutea pe Dragnea de pârnaie. 600.000 de oameni care n-au apucat să moară din 2017 până azi primesc astfel o flegmă cât sarmaua în obraz, cu liberali votând umăr la umăr cu PSD. Cum să mai crezi că are vreun rost să lupți pentru dreptate și democrație? Cum să mai crezi că țara asta va ieși vreodată din balega morală care o acoperă? Cum să nu pleci unde îi vedea cu ochii? Fostul ministru din Republica Moldova, Anatol Șalaru, informează că liderul AUR, G. Simion, a fost contactat în 2011 de agenți KGB, de aceea fiindu-i interzisă intrarea pe teritoriul Moldovei. Șeful casapilor Wagner, Evgeni Prigojin, îi mulțumește senatoarei Șoșoacă pentru proiectul de rupere a tratatului cu Ucraina și anexare de către România a teritoriilor românești aflate în țara vecină. Există români care ar putea avea iluzia că așa ceva compromite cele două creaturi, că le diminuează capitalul electoral. Țin să le comunic că e pe dos. Partidele lui Simion și Șoșoacă cresc în sondaje. Cârdășia cu Rusia lui Putin îi ajută. Căci există și alți români, din cât se vede, din ce în ce mai mulți, urmași ai celor care, în anii 50, au fost slugile crude și perverse ale ocupantului sovietic. Dacă Rusia Stalinului de azi ar invada România, fanii lui Simion și Șoșoacă, păzitori ai tradiției, și-ar trimite într-o veselie conaționalii în pușcării sau direct în pământ, potrivit tradiției iluștrilor înaintași. În loc să fie pur și simplu desființate, pensiile speciale au fost pensate de PSDNL și curg mai departe, chiar cu riscul pierderii banilor europeni din PNRR. De ce? Explicația e clară și sumbră. În statul român sunt două feluri de cetățeni. Unii care au putere, alții care nu au. Magistrații, militarii, jandarmii, serviciile secrete sunt întotdeauna la putere, niciodată în opoziție. Restul românilor n-au altă putere decât să iasă în stradă și să-și strige suferințele. Ei trebuie ținuți în frâu de aceste organe de putere, care vor fi întotdeauna nu plătite, ci răsplătite pentru asta. Aceasta este adevărata imagine, dincolo de vorbe, a democrației originale din România, APUD Ion Iliescu.
Totuși, legea pensiilor speciale mi se pare incompletă. Ar trebui, cu ajutorul bisericii, să se intervină la cel de sus. Dă un ordin, dă ceva, să-i mai poți întârzia. Pentru ca durata de viață a pensionarilor speciali să crească peste 100 de ani. Deoarece, dacă vor trăi cât un pensionar nespecial, nu au șanse să cheltuiască banii căpiță primiți. N-aș fi crezut că fake news poate pătrunde și în matematică. Din când în când mai rezolv probleme, în special de geometrie, ca să am impresia că respir aer curat după duhorile emanate de politică și presă pe care le inhalez cotidian. Pe nu știu câte site-uri s-a ivit știrea că două liceene din America au demonstrat trigonometric teorema lui Pitagora, ci că au folosit legea sinusurilor. Nimeni nu publică demonstrația respectivă, s-o văz și eu. Nici o autoritate matematică nu a verificat-o și nu i-a dat certificat de valabilitate. Totuși, se titrează în neștire teorema lui Pitagora demonstrată după 2000 de ani. În realitate sunt vreo 2500 și de atunci a fost demonstrată în peste 300 de moduri. O asemenea demonstrație trigonometrică este, înainte de matematică, imposibilă logic. S-a folosit în demonstrație legea sinusurilor? Păi, de cum ai rostit sau ai scris sinus, asta presupune, dat fiindcă sinusul e raportul dintre cateta opusă unghiului și ipotenuză, un triunghi dreptunghic, în care este valabilă teorema lui Pitagora. În logică, această greșeală se numește petitio principii, anticiparea principiului sau argument circular. Pe scurt, este adevărat că sunt bogat pentru că sunt bogat. Explicație care, în cazul politicienilor români, devine lege.